Mitul eroului de la Nasiria, Irak, se clatină. Nicolae Ciucă a publicat un videoclip în care își promovează cartea, parte din campania sa electorală pentru candidatura la președinție. În aceeași zi, jurnaliștii de la Recorder au publicat o investigație în care doi generali italieni care au participat la luptele din Irak, în Nasiria, în același timp cu Ciucă, și un polițist militar român contrazic faptele sale de vitejie. Cu toții susțin că militarii generalului Ciucă nu au fost implicați direct în lupte. Singurul comandant care a condus militarii români într-o bătălie reală de la cel de-al doilea război mondial încoace, așa este prezentat Nicolae Ciucă în clipul de promovare a cărții În slujba țării, ce va fi lansată duminica aceasta după mai multe amânări. Una dintre ele a lovit la o jumătate de metru în rambleul drumului în fața transportorului în care mă aflam. Clipul include imagini din perioada în care Nicolae Ciucă a condus militari în Irak și Afganistan, dar și o mărturie a regizorului Sergiu Nicolaescu despre misiunile soldaților. Filmul de promovare prezintă și câteva momente din cariera politică a lui Ciucă și se încheie cu prezentarea cărții scrise de el, parte din campania electorală a lui Nicolae Ciucă pentru candidatura la Cotroceni. În aceeași zi, jurnaliștii de la Recorder au publicat o investigație care pune semne de întrebare asupra faptelor de eroism ale lui Nicolae Ciucă în Irak. Doi generali italieni care au participat la luptele din Nasiria susțin că militarii români nu au fost implicați direct în lupte, ci se aflau la kilometri distanță. Are you aware of on any battles that were the Romanians involved in May in Nasiria? Not to my knowledge. I cannot say it didn't happen because frankly I don't remember. Ofițerii italieni povestesc că în timpul luptelor din centrul orașului, trupele românești au oferit sprijin, păzind căile prin care insurgenții ar fi putut primi întăriri, dar nu au intrat în niciun moment în Nasiria. Do you remember any mission, any order you gave to Colonel Lieutenant Colonel back then, Ciucă, in the night of 14th to 15th of May? No, I'm sorry, I don't remember. I don't remember because, as I said, the main target was the CPA we were able to defend. I really appreciated what they did during the 6th of April in covering my flank. That's for sure, because nobody was hampering us from that direction, and I'm happy with that. I mean, of course, I mean, they were not involved deeply in the fight in the 6th of April. Roberto Cremene, fost polițist militar care a participat direct la luptele din centrul orașului Nasiria, susține de asemenea că batalionul condus de Nicolae Ciucă nu a participat direct la lupte, ba chiar când i s-a cerut sprijinul să evacueze polițiștii români prinși în ambuscade, nu a intervenit, pentru că autoritățile de la București nu i-au dat undă verde. Am cerut sprijinul Scorpionilor Roșii să vină să ne ajute să evacuăm zona. Domnul Ciucă cu batalionul lui a spus că nu poate să vină să ne scoată de acolo, să facă evacuare până când nu primește aprobare din România. Dar în România, cine să-ți dea aprobare să vii să-l ștapi? Colegii tăi, cu naționalii tăi, armata ta. Eu, unul care am fost acolo, unde este greu să vorbesc pentru că mă doar, nu am cuvinte. N-au venit. Și tot i-au fost ridicați în sân, tot eroul de la Nasiria. Ei făceau o patrulă în afara orașului, la Nasiria. Ei nu au intrat în Nasiria. În vâltoarea aceea a schimbului de focuri și a loviturilor de toate felurile, unul dintre transportoare i-au simțit lovitura, au preluat-o în plin peron. Ei nu și-au dat seama că nu mai au niciun fel de anvelopă pe reductoarele de la punte. Nu e posibil să spui că tu faci o patrulă și în timpul focului tu schimbi roți de transportor. Nu este, pentru mine nu este adevăr. Mitul eroului de la Nasiria este o minciună. Jurnaliștii Euronews au încercat să obțină o reacție de la Nicolae Ciucă, însă actualul președinte PNL și candidat la Cotroceni a refuzat să comenteze investigația Recorder.